Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care vorbește atât despre ajutorul financiar pentru companiile energointensive, scumpirea RCA, dar și despre combaterea efectelor negative asupra cetățenilor români, ca urmare a conflictului militar de la granițele cu țara noastră. Deputatul PSD Mehedinți a dorit să le aducă la cunoștință cetățenilor faptul că Partidul Social Democrat nu stă cu mâinile în sân, iar odată cu trecerea sărbătorilor pascale, trebuie găsite soluții rapide pentru a veni în sprijinul acestora. Mini-vacanța de Paște a trecut, este timpul să ne continuăm treaba. Azo Mureș, cel mai mare producător de fertilizanți pentru agricultură din România, a anunțat că de astăzi a reluat producția de îngrășăminte pentru fermieri. Acest lucru nu ar fi posibil dacă guvernul, prin ministrul PSD al Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, nu ar fi insistat pe lângă Comisia Europeană pentru activarea mecanismului de ajutor financiar de până la 50 de milioane de euro pentru companiile energo-intensive. Continuăm să analizăm noi măsuri de sprijin pentru fermieri, pentru a-i susține în depășirea crizei generată de creșterea prețurilor la gaze și fertilizanți, a transmis deputatul PSD Mehedinți. Cornel Folescu a discutat și despre noua taxă obligatorie pentru firmele care se înscriu într-un catalog al Camerei de Comerț. Vă asigurăm că vom asculta toate vocile, vom dezbate toate subiectele și vom adopta cea mai bună formă a proiectului. Nu doar că nu vrem să împovărăm firmele românești, dar trebuie să ne asigurăm și că simplificăm procedurile de înregistrare, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. O altă problemă extrem de importantă pentru cetățenii români este scumpirea RCA, iar PSD dorește plafonarea prețurilor în acest moment, fiind în dezbatere propunerea. Scumpirea RCA este o altă problemă a cărei soluționare o avem în vedere. Există în dezbatere o propunere de plafonare a prețurilor RCA, iar acum așteptăm o formulă din partea Autorității de Supraveghere Financiară și a Oficiului Concurenței pentru a putea reglementa acest domeniu. Până atunci, însă PSD a decis decontarea a 50 de bani la fiecare litru de carburant achiziționat pentru a veni în sprijinul firmelor de transport. A mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Totodată, prin programul Sprijin pentru România, se dorește combaterea efectelor negative asupra cetățenilor români ca urmare a conflictului militar de la granițele cu țara noastră. Referitor la conflictul ruso-ucrainean, decizia de sprijinire militară a Ucrainei aparține strict CSAT, iar până nu vedem o poziție oficială a Consiliului, este mai bine să nu speculăm. Momentan, preocuparea principală a Partidului Social-Democrat este combaterea efectelor negative asupra cetățenilor români, ca urmare a sancțiunilor economice impuse, motiv pentru care am și elaborat programul Sprijin pentru România, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.